România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Trebuie să recunoașteți că rare, aproape unice, sunt momentele când o putere reușește să se deconstruiască de o asemenea manieră. Rar să vezi că un președinte și un guvern care practic aveau controlul asupra tuturor funcțiilor și puterilor din România și capacitatea de a face reforme, inclusiv sub sigla aceea de guvernul meu, pur și simplu a ajuns astăzi în pragul prăbușirii după sau în mijlocul unei crize politice care este pe alocuri de neînțeles. Este de neînțeles cum PNL a reușit să îndepărteze de la guvernare USR Plus și care sunt motivele acestei îndepărtări. La fel de neînțeles este de ce nimeni n-a întins punți în această situație și al treilea lucru pe care nu-l înțelegem este ce o să fie mai departe, care este planul. Dar ceea ce am văzut până în acest moment este un plan. Bun găsit tuturor, oameni buni, suntem în Palatul Parlamentului din România, alături de Piața Constituției. Eu sunt Cătălin Striblea, alături de mine este colegul meu Cristian Citre, corespondentul parlamentar al Europa FM. Salutare, bine ai venit! Găsit. Cristi, relatăm împreună și povestim ce se întâmplă astăzi și o să facem în mod evident România în direct și o să vorbim cu toată lumea care ne sună. Imediat vă adresez întrebările și redeschidem liniile pentru înscrieri. Sau de fapt spun de pe acum telefonul 0372069599. Sunați-ne și spuneți-ne ce înțelegeți voi din această criză și care este viitorul ei. Până când schimb două vorbe cu Cristi despre ce am văzut până acum. A trecut cât? O oră și un pic. O oră și un pic. O oră și un pic. Da, ce am văzut? Păi am văzut un premier, un Florin Câțu, care a fost vitriolant la adresa nu a PSD-ului, cei care au inițiat această moțiune de cenzură, ci la adresa foștilor parteneri de guvernare, a celor de la USR Plus. Jumătate din timpul pe care l-a petrecut la microfonul Parlamentului, la tribuna Parlamentului, Florin Câțu și l-a petrecut acuzându-i pe cei de la USR Plus, reluând din moțiunea de cenzură pasaje întregi dedicate fiecărui ministru și spunându-le practic, iată pentru ce veți vota voi astăzi. Nu veți vota doar pentru demiterea guvernului pe care îl conduc, veți vota și pentru a valida aceste critici pe care socialdemocrații le aduc miniștrilor voștri, miniștrilor USR din guvern, care au părăsit guvernul luna trecută. Există o strategie, întreabă asta, Cristian Citre? Adică ce-o fi urmărit premierul prin tipul ăsta de discurs? Poate mai speră că în ultimul moment, înainte de vot, să-i convingă pe cei de la USR să nu voteze această moțiune de cenzură. Deși nici domnia sa nu mai crede la modul real în acest scenariu. Cei de la USR au spus că vor vota clar această moțiune, cei de la AUR au spus că vor vota, cei de la PSD au spus că vor vota. Vom avea un record de voturi negative astăzi în Parlament, dacă se va întâmpla acest lucru, adică în jur de 280. Până acum recordul de voturi negative era deținut de Ludovic Orban. Fusese dat jos la începutul anului trecut cu 261 de voturi. Iată, Florin Câțu va bate acest record. Au existat obișnuitele negocieri de culise? Știm de unele singure, cele invocate de AUR, în care au existat niște înregistrări, s-au propus niște posturi, dar mai mult de atât? E greu să faci negocieri când ai împotriva ta peste majoritatea necesară demiterii guvernului, care este de 234 de voturi, ai 46 de oameni pe care tu trebuie să-i convingi să nu voteze moțiunea. Deci e greu să faci negocieri în aceste condiții. Sigur, liberalii au stabilit niște echipe de negociere care nu cred că n-au raportat niciun rezultat, cel puțin până acum. Spune-mi, în momentul acesta, din discuțiile pe care le știi, din ceea ce se vorbește în culise, care este planul mai departe? E o foarte bună întrebare. Liberalii, planul lor, cel puțin la nivel declarativ,
și nu numai, este să meargă în continuare cu Florin Câțu premier. Deci chiar dacă el va fi demis astăzi prin moțiune de cenzură, planul lor este să, într-o formă sau alta, să meargă înainte cu Florin Câțu. Deocamdată se întrevede așa o strategie de tergiversare. Sigur, după ce va fi demis, guvernul mai poate sta cel puțin 45 de zile. Dar în aceste 45 de zile... Pandemia evoluează. Astăzi am avut un nou record, peste 15.000 de cazuri. Vor fi, potrivit estimărilor, poate și peste 20.000 de cazuri. Și atunci liberalii cred că ar merge, mizează și pe ideea că celelalte partide din Parlament se vor comporta oarecum la modul cum au făcut-o, dacă ți-aduci aminte, la guvernul Orban, când guvernul Orban a fost pus în funcție de PSD, cel care îl dăduse jos cu două luni înainte. Și cred că se mizează, se întrevede o astfel de posibilitate, dar au spus clar cei de la PSD că nu vor vota niciun guvern PNL. Ei cer un guvern tehnocrat să treacă această toamnă și să treacă această iarnă, iar la anul să aibă loc alegeri anticipate. Acesta este planul social-democraților, care până în acest moment, iată, fac jocurile, pentru că liberalii sunt în minoritate în acest moment. Încă o dată anunț aici, fac o paranteză, deci așadar astăzi, apropo de ce spuneai, 15.000 de cazuri, da? 15.037, 252 de decese, în București sunt 2.515 cazuri noi, adică e o incidență de peste 10% în București, dacă nu mă înșel. Așa este, peste. Sunt 14.400 de oameni în spitale, 1.480 în secțiile ATI. Astea sunt datele. Deci spuneai că pe asta, pe acest tip de criză epidemică, da, pe criza de sănătate, se bazează domnul Cățu sau guvernarea liberală când spune, domnule, o să ne repună în funcție, că n-au ce să facă. Deocamdată nu vedem niciun semnal dinspre Palatul Cotroceni, de exemplu. Altădată știam deja că vor avea loc consultări, dacă nu în ziua respectivă, sigur că nu se în ziua moțiunii, a doua, a treia zi. Astăzi și mâine președintele este plecat din țară, săptămâna viitoare va fi iar plecat din țară. Consultări se întrevăd posibil vineri, cel mai probabil luni, dacă vor avea loc și atunci. Așadar, da, se întrevede această tergiversare despre care unii liberali vorbeau așa, mai pe la colțuri, nu în declarațiile publice. Hai să pornim dezbaterea noastră de aici. Cristi Citre va fi alături de voi în dialog, intervine în orice moment, acolo unde noi mai greșim sau nu avem toate informațiile sau... Orice schimb de opinii dorești să faci cu ascultătorii noștri, este binevenit. Cristian Citre, corespondentul parlamentar al Europa FM. Încă o dată așadar, 0372069599, acesta este numărul nostru de telefon. Spun așa în felul următor, dacă ai fi parlamentar și ai avea putere astăzi, ce ai vota și de ce? Care este moștenirea acestui guvern Câțu și, în realitate, cum o să ieșim oameni buni din această criză? Poți contribui cu o soluție. Repet numărul de telefon 0372069599. Nu uitați că suntem și pe Facebook, suntem la Palatul Parlamentului, puteți să vedeți imagini de aici. Ne mai uităm și pe mesajele de acolo și împreună vorbim despre cel mai important eveniment din România astăzi. Cred că primul care vorbește cu noi și îi mulțumesc pentru răbdare este Corneliu. Salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua! Te ascultăm. Bună ziua, mă auziți? Te ascultăm. Da. În primul rând vreau să spun că sunt apolitic. Și părerea mea este următoarea. România a mers la vot ca să facă o schimbare. Un anumit partid a promis de la început că va face guvernarea cu un alt partid ca să fie stabilitate politică. Una peste alta și excluzând problemele lor, având în vedere și situația dificilă din România actual, aș spune că acel partid politic care a promis că vrea să aducă stabilitate și efectiv a abandonat corabia, stai un pic. Spune pe nume, ca să înțeleagă toată lumea despre ce vorbim aici. Nu avem timidități în a spune.
Deci USR Plus au promis că vor face schimbarea, că vor face o guvernare. Au fost zeci, sute de emisiuni unde au promis acest lucru. Lumea, o parte din popor, și-a pus speranțele în electoratul și acum când au dat de greu, efectiv au abandonat guvernarea, au plecat. Deci, ca să spunem altfel, în momentul în care cineva nu-și face treaba, este normal și firesc să plece. Ce au făcut? Au avut miniștri la sănătate. Unde e situația actuală? Se vede unde este. Nu vorbesc de planul PNRR, care e și ăla. Se vede unde suntem. Chiar dacă avem promisiuni, dar se vede unde suntem. Ce fac astăzi? Ce au de gând să facă astăzi? Deci, în continuare, le place instabilitatea politică. Așa văd eu lucrurile. Deci, nu poți să promiți electoratului tău că vii și vei face o căsătorie, pentru că e clar. Iar după aia le spui că nu-ți mai convine. Deci, trebuie să fie un partid care să aibă și oameni capabili. A fost demis ministrul justiției, trebuiau să vină cu o altă propunere. Așa este normal și firesc în multe țări vestice capitaliste. Da. Ei, până acolo poate mai au de învățat puțin. Ideea e următoarea. Spune-ne... Nu poți să promiți electoratului ceva și să faci altceva. Ei au promis că fac un tip de reformă. Spune-mi tu însă cum ai vota. Uite, ești în situația asta, ce îi faci? Deci să o luăm simplu. Este ca la... ca oriunde, într-o politică externă, unde partidul mare dă deciziile. Sau credeți că o să vină la Angela Merkel, că acum oricum nu mai este. Așa. Dar o să vină la ea și o să-i spună alt partid de la Verzi sau alt partid, o să-i spună ce fac? Nu. Deci nu există așa ceva. Deci este simplu. Ce au făcut ei... este un simplu abandon pentru mine. Stai un pic, uite, Cristi Citre e aici, el se uită la colegul meu Cristian Citre e aici, el chiar știe de desubturile acestor lucruri, pentru că asta e specializarea lui. De ce a plecat USR la momentul respectiv? Vedeți, dumneavoastră, Corneliu, ați făcut o comparație cu căsătoria. Nu pleci așa după ce ai încheiat o căsătorie... te super și pleci. Eu aș duce un pic comparația mai departe. Ce faci când unul dintre parteneri te abuzează? Mai stai în acea căsătorie? Și ca să fie această comparație completă, cam așa a fost această relație, această coaliție, de când a început ea, din decembrie anul trecut. Să ne aducem aminte momentul Vlad Voiculescu, să ne aducem aminte momente de genul voturilor în Parlament pe reforme asumate în programul de guvernare, care n-au avut loc. Și sigur, cei de la USR Plus aceste lucruri le-au invocat atunci când au plecat, spunând că ei nu mai pot sta la masă cu Florin Câțu, nu că nu mai pot sta la masă cu PNL, ci nu mai pot sta la masă cu Florin Câțu. Și-au cerut liberalilor să vină cu un alt prim-ministru și să refacă această coaliție și să meargă mai departe. Bun. Din acest unghi, vreau să văd și altfel situația. Și anume, odată căsătoria, dacă merge prin negocieri și prin colaborare și multă, multă discuție. Ce s-a întâmplat aici? Unul din parteneri a dat efectiv un raport, știu și eu între pătrunsurile, și celălaltul nu și-a făcut treaba. Deci nu poți să-ți asumi că vii și preiei un minister și nu îți faci treaba în acel minister. Ca și cum nu știi ce ai de făcut. Mai mult decât atât, a mai și fost înainte la minister persoana respectivă în perioada din 2016. A, vă referiți la Vlad Voiculescu, da. La persoană. Am înțeles. Dar ceea ce voia să spună Cristi... La Stelian Ion au trecut 10 luni de zile
și anumite lucruri care le-a promis în campanie în alea 10 luni nu le-a făcut. Niciunul. Stați un pic, că e vorba de niciunul. Dar domnul Stelian Ion a scris o lungă scrisoare în care zice, domnule, stați că de la președinte până la șeful PNL nimeni nu și-a dorit să facă... Domnule, fiecare personal, deci eu, nu, eu văd din prisma externă, apolitic, repet, personal, fiecare o să-și păzească individualitatea explicând anumite lucruri. Dar există niște deadline-uri, target-uri. Corect. Și în spate să nu uiți cine te-a votat. Aici aveți dreptate. Nu s-a întâmplat. Au mers și ei la șantaj politic. Da? Și, și se pare că de la început până e mai la mult sfârșit, decât. Până la sfârșit. Corneliu. Să, să facă lucrurile astea, uitând de fapt că noi suntem priviți în extern, actual, pentru un program PNRR, pentru o stabilitate sanitară care nu există, deci se datorează și lor prin cei doi miniștri care au avut. Deci, într-un singur nimeni cuvânt, nu exclude aici, în momentele astea grele, efectiv a făcut cea mai mare a lor greșeală. Mulțumesc tare mult, Corneliu. Da, e un punct de vedere și trebuie respectat. Poate mulți dintre votanții USR, USR se cheamă acum, fără doar plus, USR, doar da. USR se cheamă acum, vor avea ochi și pentru chestiunea asta. Simona, mulțumesc pentru răbdare, sper că mai ești acolo. Bună ziua, Cătălin. Simona, sunt de la Bacău. Salutare. Din păcate, eu aș vota împotriva guvernului Cătălin, pentru moțiune. Și spun din păcate pentru că eu, fiind de natură liberalistă, am sperat că în cele din urmă se va face ceva. Îmi pare foarte rău să spun și să-l contrazic pe antevorbitor. Da, este adevărat că în sănătate n-au făcut mult, dar cred că primul ministru pe care l-au dat de la USR jos, să zic așa, nu merita să fie dat jos. Pentru mine, Câțu poate ar mai fi meritat o șansă dacă venind în plen ar fi adus niște argumente pentru că îmi dea motive să-l votez, nu motive să votez împotriva a ceea ce a spus el. Adică el a venit atacând, aș prefera să vină cu altceva și nu să atace. Deci mie nu-mi plac chestiile astea, adică hoțul strigă hoțul, ceva în genul ăsta fost. Stai o secundă, deci, vedere, să știi că aici trebuie să plece. Cristi a urmărit discursul domnului Câțu și remarcai că a fost o bizarerie acolo. N-am putut să nu remarc preluarea a unor bucăți întregi din retorica lui Liviu Dragnea din partea domnului Câțu astăzi în Parlament. De nu o dată, ci de mai multe ori s-a referit la guvernul Cioloș drept guvernul zero. Este acea etichetă pusă de Liviu Dragnea după alegerile din 2016, atunci când PSD a venit la guvernare. S-a referit de asemenea tot la Dacian Cioloș cu sintagma tovarășul acela din spirală, cu referiri ironice, poate, nu știu, la adresa faptului că Dacian Cioloș face sau a făcut yoga. Ceea ce este de remarcat aici, însă, dincolo de aceste exprimări ale premierului Câțu, este faptul că dacă până astăzi poate mai existau unele mici speranțe de punți de discuție, de legătură între PNL și USR, și când spun PNL mă refer la Florin Câțu, indiferent că vorbim despre domnia sa în calitate de premier sau în calitate de președinte PNL, pentru că el va fi implicat în aceste discuții. Corect. Ei bine, e greu de crezut că după aceste atacuri, care au fost practic o picătură care au umplut un pahar destul de mare, care s-a tot umplut în această lună, e greu de crezut că un dialog mai poate avea loc între doi oameni care, după aceste cuvinte aruncate în spațiul public. Simona, cum vezi ieșirea de aici? Că și asta e important. Cu atât mai mult consider că dacă liberalii ar fi corecți și mergând pe ideea că unii la Congres l-au susținut pe Orban și au mers împotriva lui Câțu și când au mers împotriva lui Câțu, nu au mers doar pe ideea președintele, credeți-mă, PNL-ului. Au mers poate și pentru ceea ce a făcut ca și premier. Poate o parte, dacă ar fi corect cei de la liberali, ar vota și ei împotriva lui Câțu și ar vota pentru această moțiune. Deci îmi pare rău că o spun, dar nu are ce să mai caute. Pentru mine acesta este cel mai groaznic guvern. Mă uit la cum decade societatea noastră din punct de vedere intelectual, din punct de vedere sanitar. Deci pentru mine astea sunt două lucruri pe care mă dezgustă. Asta le reproșez guvernului Câțu? Adică
această cădere. Da, pentru că acest guvern, noi vorbim doar de ceea ce este de suprafață, dar acest guvern a permis ca încă să existe în învățământ oameni care au ajuns pe posturi cu nota 2 să predea la clasă. Asta ține tot de guvern, pentru că n-au făcut nimic într-un an de zile să schimbe metodică, să schimbe ceva, stil de examinare. Sănătatea este cum este. Nu vreau să vă spun mama soacră care m-a sunat ieri, doctorul, să-mi spună că să vin să o iau din spital, că este pe ultimii 10 metri, să-mi dau acordul să-mi dea acasă să nu moară în spital, să fac cerere ieri la ora 9 și ei să-mi o trimită mie acasă azi noapte la 12 și 2 minute, mi s-a părut inadmisibil. Și să-mi spună domnul de la ambulanță că nu este un caz urgent o externare. Adică pe mine mă sună doctorul să-mi spună că trebuie să vin să o iau ca să nu moară în spital la cum este și tu îmi spui mie după 12 ore că nu este o urgență. Unde adică nu era că am fost cu piciorul în ghip și știți, vreau să mă duc acasă. Deci sunt foarte multe substraturi pe care nu le vedem. Unde să... Poate pentru mine, domnul Câțu, nu mai reprezintă credibilitate. Mai ales când aud guvernul domnului președinte. Deci nu, asta este prea mult. Da, domnul președinte încă e absent din povestea asta. Îi dorim sănătate. Da, foarte ciudat că este atât de absent. Da, o să ne explice. Da, mama soacră nu va mai avea sănătate, din păcate. Asta este mersul vieții, dăm înainte, dar nu pot să concep că suntem atât de răi și nu, deci în primul rând suntem răi. Dacă nu o să ne schimbăm pe noi înainte, nu. Și eu mai am o vorbă. În fiecare zi când te întâlnești cu un om și te desparți de el, prefer să nu-i spun o zi bună. Să-i spun așa, stai o zi după sufletul tău. Pentru că dacă fiecare am avea o zi după sufletul nostru, ne-am determinat pe noi să avem un suflet mai bun. Îți mulțumesc tare mult pentru cuvintele tale. Sănătate acasă. Mulțumesc și pentru răbdare. Știți că la edițiile acestea speciale se intră mai greu în dialog. 0372069599. Suntem la Parlament, la România în direct. Chiar deasupra noastră se dezbate moțiunea de cenzură. Lângă mine Cristian Citre, corespondentul parlamentar al Europa FM. Nu-mi dau seama cine vorbește acum. Am văzut că cei de la AUR nu și-au folosit timpul de vorbit. Cred că George Simion a rostit o singură propoziție. A zis că nu merită să-și irosească nici măcar o secundă pe acest guvern și a plecat de la microfon. În schimb, Marcel Ciolacu a vorbit îndelung. Din câte... Și Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu. Practic este moțiunea lor astăzi. Da, corect. E moțiunea PSD-ului, să nu uităm acest lucru, pentru că cealaltă USR-ul este blocată. Cred că e rândul lui Andrei să vorbească cu noi. Salutare, Andrei! Te salut, Cătălin. Îmi face plăcere să te ascult și mai ales să-ți urmăresc emisiunile. Mulțumim pentru răbdare, în primul rând. Că știu că se intră greu la emisiunea de azi. Te rog. Exact. În primul rând aș vrea să spun că guvernul Câțu trebuie să plece acasă. Pe de altă parte, sunt un pic șocat de afirmațiile președintelui Iohannis, care a spus acum câteva zile că statul român a eșuat. De fapt, aici este o minciună grosolană, sau mai bine zis, ipocrizie și, cum să spun, un fapt care, normal, ar trebui spus cu subiect și predicat, politicienii români au eșuat. Românii uită că statul român este reprezentat de popor și că poporul trebuie să își aleagă guvernanții și guvernanții trebuie să aibă un program de guvernare care trebuie, cum să spun, pas cu pas, updatat sau mai bine zis, pus în practică. Da, rațional, spune-mi, de ce l-ai trimis pe domnul Câțu acasă? Aici mi-ai spus emoțional. Da, este o marionetă politică. A cui? Este o păpușă politică. Părerea mea că ceva în România de 30 de ani nu s-a schimbat. În fiecare partid este clar amprenta unor oameni bolnavi care se ascund în spatele unor servicii. Brusc te aud mai slab, să știi. Și nu din cauza ceea ce spui, dar brusc te aud mai slab. Adică cred că te-ai îndepărtat de aparat. Dar nu, sunt cu aparatul, probabil e semnalul mai slab. Okay. Deci ceea ce se întâmplă în România este un teatru regizat, părerea mea, cu ceva timp în urmă, sau mai bine zis, de niște minți bolnave care regizează acest lucru acum ceva timp. Pe de altă parte, ce vedem noi acum este practic o realitate, e adevărat, tristă. Românii n-au înțeles nimic în 30 de ani de democrație, faptul că un ministru care este pus indiferent de partid
dacă nu vine din acel sistem și dacă nu are o echipă care să-l ajute, practic funcția o ocupă degeaba. Pe de altă parte, un ministru poate să facă, cum să zic, pe zi ce trece ceva, ceva mare pentru România sau, mai bine zis, ceva important pentru România, pentru că trebuie să stingă tot timpul focuri care sunt aprinse aproape zi de zi. Mă uit la sistemul de sănătate în care lumea uită că, de fapt, trei doamne au construit un spital cu parcă 15 sau 12, 15 milioane de euro și în România au fost, cred că, în 30 de ani doar trei spitale construite. Lumea încearcă să peticească un sistem sanitar bolnav în care e mai ușor să peticești, pentru că peticind exact ca la o renovare. Eu sunt de acord cu tine, dar fii atent, adică, bun, aici guvernul Câțu nu se deosebește cu nimic de alte guverne, da? Adică nu a fost nici mai braz, nici mai slab. Nici alții n-au făcut spitale, alții poate n-au avut nicio criză în față. Și eu o să-ți citesc aici, uite, printre realizări, să știi, PNRR-ul ăsta. E aprobat? Dom'le, e aprobat, nu? Îl treci la pozitive, a muncit guvernul ăsta, a muncit pentru cei mai mulți bani care vin în România, da? Programul ăsta Angel Salini, așa a discutat cum e el, pleacă niște bani în țară, da? Nu a crescut nicio taxă și mai mult a adus mai mulți bani la buget decât în guvernările anterioare, zice el. Creșterea salariului minim. Nu e chiar o tovă acest guvern, nu? Adică sunt aici niște lucruri. Da, sunt. Problema e că se poate face mult mai mult cu oameni competenți, cu oameni educați și cu oameni care să știe să-și facă treaba pe acel domeniu. Pe de altă parte, acest guvern nu, cum să zic, se folosește de munca altor oameni care fac parte din mai multe partide politice. Este un efort de echipă, nu este un singur om. Bineînțeles că șuturile și le ia un singur om, sau mai bine zis, și le ia cel care trebuie dat la o parte. Pe de altă parte, este trist faptul că politicienii români nu-și asumă greșeala. Mă uit la primarul din Constanța, care, dacă vă spun cam cât costă un sistem de implementare a sesizării incendiilor, care mai mult de 1000 de dolari nu face, iar el pune preț pe moartea 7 oameni care au murit. De ce? Pentru că el a considerat faptul ca să pună în aplicare un program în care să intre tot spitalul, să zicem, județean din Constanța, probabil și alte spitale din Constanța, într-o măsură pe bani europeni. Deci este clar un amatorism politic în care viețile oamenilor. Iarăși te auzim mai slab. Spui așa că ai vota împotriva guvernului, da. I-ai făcut rechizitoriul. Bineînțeles. Și ai pune în loc, ce-i pune în loc? În loc, în primul rând, cred că aș pune un guvern competent. Un guvern poate, un guvern, în primul rând, care să-și facă datoria și după care să urmeze un plan de guvernare. Iar în funcție de fiecare ministru, de fiecare om care este pus într-o funcție de conducere, nu neapărat lunar, dar odată trimestrial trebuie să dea un raport. Tare aș vrea să văd raportul guvernului Câțu după 10 luni de guvernare, cam cum ar suna. Păi azi, cred că zilele astea se fac 10 luni. Îți mulțumesc tare mult pentru telefonul tău. Apropo, Cristi Citre, care-i planul, domnule? Ce se pune în loc? Ia-ne un pic, pas cu pas, așa, dacă tot suntem la... Cât o mai fi până la vot? Încă vreo 40 de minute, nu? Cam așa. Deci ce o să se întâmple? Bun, păi dacă astăzi cade guvernul și va fi demis, va trebui, în primul rând, să avem consultări la Palatul Cotroceni. Președintele este cel care desemnează premierul. Practic, toată mingea și toată cheia se mută la Palatul Cotroceni. Liberalii au dat de înțeles că nu se vor duce cu o propunere de premier la prima rundă de consultări, spunând, ok, există o majoritate în Parlament care a dat jos guvernul, păi să vină acea majoritate atunci cu o soluție. Practic, lasă la latitudinea PSD, USR, AUR. PSD au spus și ei, nu mergem cu o propunere de premier pentru că noi vrem alegeri anticipate. Acum rămâne să decidă cei de la USR cum vor merge, dar va fi interesant de văzut aici dacă vor propune, dacă vor fi, va fi singurul partid care va propune un prim-ministru. Cu siguranță va mai avea loc încă o rundă de consultări. Repet, ideea pe care am spus-o și mai devreme, liberalii vor în continuare
astăzi cu Florin Câțu, poate până săptămâna viitoare își vor da seama că nu au o șansă sau nu au nici cea mai mică șansă să refacă această coaliție și atunci vor merge pe varianta unui alt premier. Președintele ce își dorește, ce știi? E greu de ghicit în acest moment ce își dorește președintele. Știm că și-a dorit foarte mult să ajungă Florin Câțu președintele PNL. Am văzut toate semnalele pe care le-a dat domnia sa și în campania internă din partid și la congresul, pe scena congresului PNL. Iată, s-a întâmplat acest lucru. Acum va trebui să rezolve. Are o mare, mare responsabilitate și până la urmă și instituțională, nu doar morală, președintele, în rezolvarea acestei crize, prin simplul fapt că este cel care va desemna premierul și de această desemnare va depinde și viitoarea coaliție sau viitorul guvern. Dar în acest moment noi nu putem, pe scena politică românească, așa cum arată configurația Parlamentului, nu putem vorbi de un guvern format dintr-un singur partid, de un guvern monocolor. Ascultați România în direct din sediul Parlamentului României. Eu sunt Cătălin Striblea, alături de corespondentul parlamentar al Europa FM, Cristian Citre. Intrăm în direct și cu voi la 0372069599 pe măsură ce au loc dezbaterile moțiunii de cenzură. Cred că este rândul lui Sorin. Salutare! Sper. Vă salut pe dumneavoastră și invitatul dumneavoastră, ca și pe toți ascultătorii. În ce privă vă pun o întrebare. Ce e starea de război? Adică către ce bateți așa? Trebuie întrebarea să-i percepem și sensul, dacă ne puteți explica. Păi, starea de război în care acum se află societatea românească e generată de eșecul politicienilor. În momentul de față, noi de fapt asistăm la un astfel de eșec. Eșecul politicienilor de a face politică. Și noi, cetățenii de rând, tragem ponoasele. Un antevorbitor spunea puțin mai devreme că ne-am dorit o guvernare de dreapta ca să facă chestii. Unii și-au luat jucăriile și-au plecat, cu toate că dacă mi-aduc aminte, acum 10 luni de zile, aceiași useriști nu-l doreau pe domnul Orban și îl doreau foarte mult pe domnul Câțu. Li s-a îndeplinit dorința, cu toate că și atunci au existat niște contre foarte puternice între PNL și USR. Și acum la ce asistăm? Nu-l mai vrem pe Câțu, puneți pe altul. Și dacă din 10 în 10 luni tot vom merge așa, nu ajungem. Da, eu nu pot să vă răspund la chestiunea asta, dar spuneți ce, că USR Plus e un partid alintat și capricios care nu poate suporta rigorile unei guvernări? Nu. Eu cred că este un partid necopt. Ei nu sunt politicieni. Poate da. Sunt oameni de acțiune, oameni foarte buni, tehnicieni poate foarte buni, dar nu sunt politicieni. Orice sunt, dar nu sunt politicieni. Nu știu arta compromisului, a negocierii, a mai lasă tu, mai dau și eu. Asta este politica. În momentul în care politica eșuează, se ajunge la asta. Stați o secundă. Iar acum suntem... Uite, Sorin, stați o secundă. E Cristi lângă mine aici. El știe cursul negocierilor ăstora și dinăuntru și de acolo. După ce s-a rupt treaba asta, adică mai era loc de compromis sau încercări, au fost încercări de lipire, de revenire, au mai vorbit oamenii ăștia între ei. Uite, zice omul că trebuie să facă compromisuri. Era loc? Haideți să ne uităm puțin în urmă de când s-a format această coaliție. Au fost făcute compromisuri încă din prima secundă. Fiecare partid, în cadrul negocierilor, a făcut aceste compromisuri. Apoi s-au înscris în programul de guvernare niște lucruri asupra cărora au convenit toate cele trei formațiuni, și PNL, și USR Plus, și UDMR. Unul dintre aceste obiective era desființarea secției speciale de anchetare a magistraților. Acea secție înființată în vremea lui Liviu Dragnea, criticată de toate instituțiile internaționale și de partenerii externe ai României. Acea desființare nu s-a întâmplat.
deși USR, care a avut... O secundă. Vă rog. O secundă. Să ne oprim la secție. Au trecut cei 4 ani de guvernare și nu s-a desfințat? Au avut în plan trecut, în planul de coabitare a guvernării, că în primele 6 luni de zile secția specială cade și nu s-a făcut? Asta e întrebarea. Adică dacă căutăm motive, domnul Cristi, cu tot respectul, găsim motive și din cauza cazului Sămin și nu plouă. Sigur, ce vreau adică eu să spun este nu să caut motive sau să caut scuze celor de la USR. Făceam o expunere a faptelor care s-au petrecut în aceste 8 luni de zile cât au fost împreună la guvernare. Iar dacă ar fi să judecăm, cum spuneți dumneavoastră, să tragem linie doar la finalul celor 4 ani, să spunem că ar avea o durată de viață un guvern 4 ani de zile, deși asta nu s-a mai întâmplat de pe vremea lui Tăriceanu, atunci nu s-a mai... Practic toate, nu știu, reformele, toate promisiunile, toate lucrurile pe care le trec în programul de guvernare, partidele când sunt la Palatul Victoria, ar trebui să aibă... să se întâmple pe parcursul guvernării, nu la final. Era doar un exemplu acesta cu secția specială, să știți. Mai sunt și altele. Iar cei de la USR au spus că efectiv ei nu mai pot rămâne împreună cu Florin Câțu. Asta au spus și au acționat în consecință. Întrebarea este: are dreptul USR să schimbe primul ministru și președintele PNL când vrea el? Asta e întrebarea, pentru că au făcut chestia asta cu Orban și au adus PNL-ul în starea de a-și schimba președintele ca să poată să fie Câțu președinte. Nu știu, eu zic ca și un privitor din afară, eu nu cunosc dedesubturile de acolo. Nu a fost tot moftul USR-ului? Aduceți-vă aminte decembrie anul trecut. Dați-ne când un vot. Se jurau că ei așa cu este. Orban... Eu nu vă contrazic că așa s-a petrecut. Cu Orban nu... Așa este, așa este, dar sigur, într-o coaliție în care niciunul dintre partide nu are majoritatea, până la urmă de asta este o coaliție, fiecare poate pune condiții și este la libertatea celuilalt să le accepte sau nu. Sigur, dați-ne un vot la final, adică dacă absolut. Ați fi aici în sală, ce ați face? Ca votant de dreapta, nu, mi-e groază de ce se va întâmpla, mi-e frică că vom ajunge la alegeri anticipate, dreapta s-a făcut de râs, toată dreapta, inclusiv USR, inclusiv PNL, nu vor mai face procentul pe care l-au avut anul trecut, PSD-ul va face peste 50% și noi fugim fiecare unde apucă. Aveți dreptate, vă mulțumesc tare mult. Aveți dreptate când spuneți că dreapta s-a făcut de râs. Dar alegeri anticipate, e posibil așa ceva? Bun, alegeri anticipate n-au existat în România până acum. Ar fi o premieră, dar să nu uităm că noi am bifat multe premiere în ultimii ani de zile. Până numai departe de 2009 nu trecuse nicio moțiune de cenzură în Parlamentul României. De atunci au trecut 5 și au fost răsturnate 5 guverne prin moțiuni de cenzură. Și multe alte lucruri nu s-au petrecut. Teoretic ele sunt posibile. În această toamnă este greu de crezut că se vor întâmpla, dar... Haideți să mergem pe scenariul acesta al anticipatelor. Dacă ele vor avea loc, singurul partid dezavantajat de anticipate sau cel mai dezavantajat partid de anticipate ar fi Partidul Național Liberal în acest moment. Cei mai avantajați ar fi socialdemocrații. Cred că pe locul 2 după socialdemocrații ar fi cei de la AUR. Și USR-ul ar avea partea lui de câștigat de aici, dar PNL-ul ar avea doar de pierdut. Din acest motiv, cred că vor fi cu atât mai puțin probabile aceste alegeri anticipate. De ce? Pentru că declanșarea lor depinde de voința președintelui României. Sigur, Constituția spune că în termen de 60 de zile pot să cadă 2 guverne și președintele poate dizolva Parlamentul. Dar să nu uităm că poate, nu este obligat să facă acest lucru. Depășim cu câteva minute spațiul alocat României în direct în mod obișnuit. E o ediție specială și vrem să vorbim cu cât mai mulți dintre voi. E rândul lui Tudor să vorbească la 0372069599. Salutare, Tudor!
salutare. În primul rând e o vorbă înțeleaptă românească, să eviți capurile pătrate, triunghiurile amoroase și cercurile vicioase. Aici, în coaliția asta, avem un triunghi amoros care clar nu funcționează. USR Plus se comportă încă ca un partid imatur, cum zicea și domnul dinainte. L-au vrut pe Ludovic Orban, nu l-au vrut pe Ludovic Orban, l-au vrut pe Florin Câțu, după aia iar l-au dorit pe Ludovic Orban și așa mai departe și au creat practic și degringolata din PNL. Sau cumva au vrut să fie respectate niște principii pe care PNL nu le-a vrut respectate cu asupra de măsură. Legat de principii, să ne uităm un pic și la ei în interiorul partidului și nu tot timpul se respectă principiile pe care ei le clamează în exteriorul partidului. Eu cred că clasa noastră politică este strict, exact, oglinda societății în care trăim, deci nu o să mă plâng de clasa politică, fiindcă avem exact ceea ce suntem. Asta cred, sunt un pic mai moderat în discurs și cred că pur și simplu ceea ce suntem, exact asta avem ca și clasă politică. Dau doar un exemplu cu Cătălin Drulă, care se lăuda cu pasajul ăla de la Mogoșoaia, când de fapt am săpat un pic informațiile și am văzut că de fapt toate aprobările și toată tevatura care trebuia făcută acolo era făcută de un consilier PNL care nu s-a lăudat atât de mult cu chestia, era și ești un om mult mai puțin cunoscut. Da? Cătălin Drulă începuse mandatul după ce lucrurile deja fusese aranjate. Asta e doar un exemplu banal. Da, din câte știu eu, stai o secundă, că Cătălin Drulă a făcut anunțul cu facerea mai repede, construcția mai repede a acestui pasaj, chiar în această emisiune. Dacă ții minte, a venit și a spus: domnule, uite, în premieră, vreau să vă zic că am reușit să-l conving pe constructor să-l dea cu 6 luni mai devreme. Ăla e meritul lui Drulă, nu? Asta a zis și văd că asta s-a făcut. Acum, în rest, cine a muncit, cum a muncit acolo, mi-e greu să cunosc. El a spus doar că i-a scurtat termenul de construcție. Corect. Nu știu ce merit a avut el, dar e doar un detaliu mic și sunt multe alte detalii mici de acest gen. Dacă aș fi astăzi în Parlament, m-aș abține, din simplu motiv că m-aș considera un parlamentar liberal și nu aș vrea să n-aș vota împotriva propriei mele echipe, dar pur și simplu m-aș abține, fiindcă e clar că Florin Câțu va cădea astăzi și din motivul ăsta mai bine m-aș abține decât să dau încă un vot în plus pentru un coleg care oricum va cădea. Și văd două variante, adică clar un guvern minoritar, PNL-UDMR, cu două variante de prim-ministru, una foarte puțin posibilă, Ludovic Orban, fiindcă nu poate în PNL să-și obțină susținerea, fiindcă tocmai a fost detronat ca președinte al PNL, și alta mult mai probabilă, Ilie Bolojan, că cei de la USR Plus, chiar dacă n-ar fi în guvern cooptat în coaliție, nu cred că ar refuza o propunere gen Ilie Bolojan. O secundă, că aici e nevoie de culise. Cristi Citre, e posibil vreodată ca domnul Iohannis să-l propună pe domnul Bolojan premier? În primul rând, mai trebuie și ca Ilie Bolojan să accepte să fie prim-ministru. Sigur că este posibil să-l propună pe Ilie Bolojan pentru a candida la această, pentru a-l desemna până la urmă pentru funcția de prim-ministru. Însă, din toate datele pe care, din toate datele care există în acest moment în PNL, e greu de crezut că se va întâmpla acest lucru. Ilie Bolojan s-a ținut departe de lupta politică dintre Ludovic Orban și Florin Câțu, s-a abținut să candideze la vreuna din funcțiile din Partidul Național Liberal, din conducerea PNL, deși conduce una dintre cele mai performante organizații ale partidului. Această neutralitate a sa, această situare în afara scenei, în afara jocului, ne dă și o oarecare perspectivă asupra planurilor domniei sale, care în niciun caz nu includ acum ceva care să nu arată că ar vrea să intre în acțiune în niciun caz pe această scenă care este efectiv bombardată în acest moment și această criză care durează de mai bine de o lună de zile și al cărei final nu se întrevede. Astăzi nu se întrevede un final al acestei crize. Vezi, Tudor, ți-am complicat raționamentul.
Știu, știu, dar liderii sunt chemați, liderii nu se autopropun în general și având în vedere că avem o criză sanitară, economică, politică și nu numai la noi, e cam în toată lumea aceeași situație, ai nevoie de un lider care pur și simplu să taie în carne vie. Ilie Bolojan a arătat că face asta, a luat măsuri dureroase, dar necesare peste tot unde a fost, atât la primărie cât și în Consiliul Județean, a început cu măsuri destul de dure pentru a însănătoși structura administrativă a Consiliului Județean Bihor. Cred că, știu că e complicat, știu, îmi dau seama că e foarte complicat în acest moment, dar mi se pare soluția viabilă. De exemplu, Emil Boc nu-l văd soluție viabilă, că încă există memoria că a tăiat 25%, da. Ludovic Orban nu e soluție viabilă, fiindcă tocmai a pierdut în partid alegerile, deși eu personal pe Ludovic Orban mi l-aș dori, fiindcă, până la urmă, în 2020, cu guvernul Orban am trecut prin un an Orban va mai fi propus vreodată la orice de domnul Iohannis după declarațiile din ultimele 7 zile, adică să fim pragmatici. Deci aici domnul Orban și-a tăiat toate crăcile din punctul ăsta de vedere. Tudor, îți mulțumesc, îți doresc spor la treabă. Vedeți, asta e și dilema președintelui Iohannis, cred, în momentul ăsta. Adică tot ce ați enumerat aici, eu cred că și la asta se gândește domnia sa, dar aș pune mâna în foc, e doar un sentiment, nu știu de ce. Că n-are o soluție, n-are un plan coerent în momentul ăsta, nu știu. Să nu uităm că în ecuație a mai apărut o necunoscută, ca să spunem așa. Ludovic Orban a rămas cu o parte din fidelii săi și ei sunt și în Parlament. Sunt aproximativ 30 de parlamentari care aseară, de exemplu, au participat la o întâlnire cu Ludovic Orban. Au decis ca niciunul dintre ei să nu participe astăzi la această ședință unde se citește și se dezbate moțiunea. Practic, vreau să dea un semnal, spuneau așa, conducerea PNL a decis ca liberalii să participe, să nu voteze. Ei, uite, noi decidem să nu participăm, ne delimităm de conducerea PNL. Practic, semnalul pe care Ludovic Orban vrea să-l transmită este următorul. Pică guvernul astăzi, va fi demis prin moțiune, dar, atenție, la următoarea negociere sunt și eu la masă, pentru că cu 30 de parlamentari degeaba s-ar reface în acest moment coaliția, degeaba s-ar întoarce cei de la USR la masa discuțiilor, pentru că va trebui să fie și Ludovic Orban acolo, fără el nu se va putea face o majoritate. Ce interesant. Claudiu, salutare, mulțumesc mult pentru răbdare. Da, cu mare plăcere, salut pe Dorin. Întrebarea era ce ai votat? Să plece sau să nu plece. Da, da. Evident, să plece și să plece repede și să nu mai stă pe gând. Eu sunt șocat de ceea ce au spus o parte dintre antevorbitorii mei. Situații în care USR-ul este scos cumva responsabil pentru toată situația asta. Cum că, nu știu, te bagi într-o căsnicie și indiferent ce-ți face soțul sau soția, tu trebuie să stai acolo și să rabi în eventualitatea cazului în care cine știe poate trece prin minte să-și revină orice ar însemna ce a revenit. Și efectiv, sunt șocat, nu-mi vine să cred așa ceva. Sunt votant de dreapta, întotdeauna am votat dreapta în speranța că o să fie mai bine, din păcate n-a fost niciodată mai bine, dar asta este, tot de dreapta sunt, dar în momentul de față eu sunt absolut bulversat și probabil ca și mine sunt o mulțime de alți români votant de dreapta, care nu înțeleg ce a vrut domnul Câțu, ce vrea domnul Iohannis, pe unde este domnul Iohannis. Dumnealui a venit în al doilea mandat și a zis, veți vedea un alt fel de președinte, veți vedea un om implicat, veți vedea. Unde este implicarea? Nu vedem, suntem absolut debusolați, nu înțelegem ce se întâmplă. Să nu uităm o Românie normală, promisiunea de căpătâie a președintelui din campanie. Care normalitate vorbim? Unde este educată? Unde este normală? Unde este sănătate? Nu e nimic. Ok, a fost dat afară efectiv Vlad Voiculescu. Pentru ce? Se aștepta ca Vlad Voiculescu să facă în 3 luni de zile sau în 4 luni de zile, când a avut, nu știu dacă a avut atât timp la dispoziție, să facă minuni? A încercat să facă niște schimbări și imediat au dat peste degete, l-au scos responsabil pentru Demir Ceu. Întrebarea este dacă PNL-și...
scuze, vreau să-mi termin ideea legată de domnul Drulă. Deci, după părerea mea, sunt un simplu cetățean. Nu sunt educat în științe, eu știu, politice. Dar este absolut evident ce face dumnealui sau ce a făcut dumnealui. Nu sunt pro USR. Recunosc că am votat USR. Am votat cu speranță USR-ul. Ceea ce face USR-ul în momentul de față mi se pare absolut justificat. Deci, absolut, eu aș fi făcut același lucru dacă eram în locul... Deci, mie mi se pare dimpotrivă că dau dreptate, dau dovadă de verticalitate, de determinare, de hotărâre, să arate că nu, că se poate așa, se poate bine, se poate să fii Drulă, să fii român, să nu fii corupt, se poate altfel. Nu înțeleg cum ceilalți văd. Era acel domn care a intrat în emisiune, primul dintre, dacă nu mă înșel, care era, doamne, apolitic. Era politic, se vedea de la o poștă că mirosea PNL, eram pe la Târgu Mureș și aproape de Pitița, încă mai mirosea PNL-ul în urma dumnealui. Stai că acum cineva o să spună despre tine că miroșa USR, dar știi cum e? Dar am spus, sunt votant USR, așa, nu sunt membru, recunosc, sunt votant USR. Poate dumnealui era votant PNL, adică îl înțelegeți. Dar de ce să spui că ești apolitic? Mă rog, asta e altă discuție. Pentru că se simțea rușinatoare. Întrebarea în acest moment este: bun, pleci, ce se întâmplă mai departe? Uite, îți cer și ție o soluție în acest moment. Că ne-am dat seama că, de fapt, nici cei care au creat această criză nu au soluția la îndemână. Da, este evident, Cătălin, dar nu se putea așa ceva. Ce trebuia să facă? Să mai stea încă o dată și încă o dată până când domnul Câțu și-ar fi rezolvat toate problemele? Cu ce a fost de vină domnul Câțu? Stai un pic, că eu când am spus cei care au creat această criză, eu nu m-am referit la USR. Da? Deci eu mă gândesc în altă parte. Deci cei care au creat această criză sunt oamenii din fruntea statului român, domnul Iohannis și domnul Câțu. Eu la ei mă gândesc, pentru că dacă tu faci o astfel de criză, dacă faci o astfel de criză, caută și pune și ceva în loc. Dar ce? Că asta e marea mea întrebare și marea mea nedumerire. Până acum că poate suntem noi slabi, dar cu experiența noastră cred că am fi mirosit măcar un capăt de soluție din toată treaba asta. Măcar unul. Și vreau să vă spun că din ce se aude pe culoare. Îți mulțumesc tare mult, o să mai luăm un telefon, căci e aproape gata emisia asta. Din ce am mirosit până acum, de fapt, soluția este un interimat prelungit. Nu? Cred că asta e. E foarte probabil să se întâmple asta cu un interimat prelungit. Și până când se vor pune din nou la masa discuțiilor, liberalii n-ar avea în acest moment, și dau toate semnalele în acest sens, n-ar avea mari probleme să negocieze cu socialdemocrații. Este unul dintre scenariile... Menținerea guvernului. Susținerea guvernului, da. Este unul dintre cele mai probabile scenarii în acest moment. Un guvern minoritar, PSD, PNL, UDMR, cu susținerea PSD din Parlament. Asta este mai probabil decât refacerea coaliției cu USR. S-au terminat dezbaterile, Ludovic Orban explică acum care e procedura la votul cu bile și Viorel este cel care încheie România în direct. Salutare, Viorel, îți mulțumesc pentru răbdare. Salutare, Cătălin. Cum ai vota? Uite, se împart bilele acum, da, asta face domnul Orban. E ciudat pentru că am avut mare încredere în genul ăsta de guvern și am crezut că Câțu chiar o să facă treabă. Părea serios, părea economist, părea pe treabă, dar s-a dovedit a fi golan. Da, hai, și ușor. Și golanata duce la ușor, ușor, politică. Ușor, ușor, din ușor din cu păcate, metaforile și cu epitetele, da, vă rog. Fără adjective. Da, îmi cer scuze. Am senzația că ei, peneliștii, fiind la putere cei mai mulți, au zis că și ceilalți o să țină de ciolan ca și ei și nu o să plece de la guvernare. Și uite, așa s-a întâmplat că au plecat. Au ajuns în criză. Da, nu, corect. Nu i-aș da vot de încredere, pentru că nu merită. Stai o secundă, ăsta a fost calculul în PNL?
că nu pleacă USR-ul de la guvernare? Cel puțin calculul lui Florin Câțu acesta a fost, că nu vor pleca de la guvernare pentru că a fost demis al doilea ministru după Vlad Voiculescu. Doamne, indiferent ce le facem ăștia, nu... cine a mai plecat, domnule, de la putere din România, nu? Bănuiesc că asta e. Bun. Și acum, Viorel... Da, așa pare, da. Și cum zicea antevorbitorul meu, domnule, știi cum e, dacă o femeie e violată odată, este viol. Dacă a violat a doua oară, s-a întâmplat și poate că, știți cum e, într-o căsătorie abuzivă, hai că înghite și a doua oară, că vai iubirea acolo, dacă nu e a treia oară, deja îi place. Deci nu mergeam în continuare, să fim serioși. Da, nu mergeam avea acum. Forțată atunci, comparație, dar... Și nu am nici plan următor. Da. Uite, o să încheiem aici la această concluzie, îți mulțumesc și spor la treabă, e 2:15, ia agitație pe holurile Parlamentului aici unde suntem. Nu-mi dau seama, par mai curând grupuri de turiști. Sunt grupuri de turiști, da. Dar e foarte interesant aici în ziua moțiunii de cenzură, bănuiesc că nu-i lasă la plen, dar au picat așa, într-un moment foarte, foarte interesant. Ce urmează de acum, Cristi Citre? Iată, acum s-au terminat dezbaterile pe moțiune. Într-o oră, o oră și ceva ar trebui să aflăm rezultatul. Repet, nu rezultatul în sine este important, pentru că el este aproape știut, ci numărul de voturi. Și apoi, sigur, partidele vor trebui să decidă ce se întâmplă mai departe. Liberalii vor trebui să decidă. Merg mai departe cu Florin Câțu sau renunță la Florin Câțu pentru a reface coaliția. Cei de la USR vor trebui să decidă, sunt dispuși să renunțe la toate orgoliile lor și să meargă mai departe cu Florin Câțu. Ar fi de neconceput asta pentru cei de la USR Plus. Iar socialdemocrații vor trebui să decidă și ei dacă vor susține un guvern minoritar PNL. Iar Klaus Iohannis, președintele Klaus Iohannis, va trebui să decide când se va implica în rezolvarea acestei crize, dacă o va face de săptămâna aceasta, dacă o va face abia de săptămâna viitoare, rămâne de văzut, sigur. Doamnelor și domnilor, votul la moțiunea de cenzură va începe în curând aici la Parlamentul României. Așteptăm să vedem modul în care este doborât guvernul Câțu, dacă nu apare vreun miracol, ce declarații vor fi după aceea și care este planul reconstrucției după criză. Nu uitați, în ziua cu cele mai multe îmbolnăviri din România și coincidență de 10 cazuri la București, au fost 15.000 de îmbolnăviri, astăzi 14.000 de români sunt în spitale, ne așteaptă o toamnă politică, dar și socială foarte grea. În ce ne privește, noi peste o oră revenim aici, din acest studio, să vă povestim cum merge votul sau dacă s-a și votat. Veți afla în direct de la noi ce se întâmplă la moțiunea de cenzură, iar la ora 18, Alice Iacobescu vă invită la o ediție specială de analiză pe larga momentului. Cristian Citre, îți mulțumesc tare mult pentru contribuția ta, nu numai astăzi, ci zilnică la tot ce înseamnă știrile Europa FM. Și cu mare drag. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă doresc spor la treabă. Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.